Zilele trecute, jurnaliștii de la publicația Informația Văijiului semnalau un fapt care reflectă încă o dată modul haotic în care administratorii județului iau decizii în anumite situații. O parte a parapetelor de pe DG 709F, Cabanaru Suparâng, aflat în administrarea Consiliului Județean Hunedoar, au fost tăiate pentru că autocarele nu pot lua curba. Lipsa parapetelor pe mai multe porțiuni ale drumului județean renovat cu aproape 18 milioane de lei din fonduri guvernamentale prin programul PNDL2 a fost semnalată în ședința Consiliului Județean Hunedoara de către consilierul Adriano Prisescu. Cu tristețe am constatat că după trei luni de zile în care nu am reușit să ajung în munte, mă refer la muntele Parâng, am constatat că dintre parapeții metalici montați pe marginea drumului au început să dispară. Sunt două tronsoane care au dispărut și voiam să știu dacă aveți cunoștință de lucrul acesta sau dacă au fost demontați cu un anumit motiv. Administratorul județului Hunedoara, Costel Avram, spune că autocarele care urcă la munte nu se puteau înscrie bine în curbă, așa că s-a decis eliminarea parapetelor. După cum se știe, anul acesta au intrat pentru prima dată autocarele sus în parâng, iar când coborau în două curbe, trebuiau să facă multe manevre. De aceea, împreună cu constructorul, cu cei de la Strabac, împreună cu oamenii noștri de la serviciul de drumuri și împreună cu oamenii din parâng, am ajuns la concluzia că nu este niciun pericol, așa că au fost coși parapeții în cele două locuri. Deci, noi am știut i-a răspuns consilierului, administratorul public al județului Costel Avram. Pentru administratorul public al județului, curbele nu sunt periculoase, probabil nici când carosabilul este ud și autocarele pot ieși în decor, așa că a decis eliminarea parapetelor de siguranță. Se dovedește că proiectul a fost conceput din start, fără să se țină cont de modul în care se va circula pe drumul cu pricina. Din nefericire, hibele au fost descoperite abia după recepția lucrărilor. Și se mai dovedește că una zicem, alta facem. Când drumul a fost reabilitat, oficialii Consiliului Județean Hunedoara dădeau asigurări că lucrările permit circulația chiar a două autocare unul lângă altul. Pentru că acum să se, se constate că un autocar nu poate lua, normal, nici măcar o curbă.